Salutare și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune Orizont TV. Este ora potrivită în care dăm start acestei ediții, în care voi deja știți regula acestei emisiuni. Ne-am propus să unim destine. Sunteți în cadrul emisiunii Hai Snică Stream. Eu sunt Lența Gheorghiță. Deci, din start, facem cunoștință cu potențialii noștri miri. Lucian, Ivan și Lichimos. Mireasa, de altfel, eroina principală acestei serii este Natalia. Rămâniți alături de noi! Natalia, 21 de ani, este freelancer, nu are studii superioare, îi plac activitățile creative. Natalia pictează și cântă, preîntâmpină că în unele situații este prea sarcastică. De asemenea, recunoaște că nu știe deloc să gătească, dar speră totuși că acest lucru nu-i va afecta procesul de căutare a viitorului soț. Eroina noastră consideră că, într-o familie adevărată, partenerii trebuie neapărat să fie egali în drepturi și independenți financiar. Ar vrea ca viitorul ales să aibă scopuri bine determinate. Chiar nu-i plac bărbații care nu știu ce vor de la viață. Natalia, bună seara și ne bucurăm extrem de mult că ești în cadrul acestei emisiuni și de altfel că te revăd. Bună seara, eu tot mă bucur că vă revăd. La fel de frumoasă. Ia zi, ce s-a schimbat în viața ta privată, dar și cea publică? Tot acolo ești freelancer. Da. Dă-mi definiția acestui cuvânt, că nu stăm în suspans. Lucrez pentru mine, tot am magazinul meu cu haine, tot din el fac bani, tot trăiesc singură, adică tot stabil. Hai să vom, așa, câte un pic. Magazin de, cu haine. Da. Le cumpără oamenii online, ori ai chiar un magazin cu sediu? Nu, fără sediu până când. Uh-huh. Tu le livrezi, da? Da, avem livrare și... Adică voi sunteți mai mulți? Eu cu prietena mea, adică, gestionăm această afacere. Zi-mi, te rog, dar de obicei, care e clasificarea după vârstă? Vin generația mai tânără, cum faci tu, sau de ăștia mai bătrâni ca noi? Da, diferiți, absolut, pentru că noi avem haine absolut diferite. Noi avem și pentru care le-ar plăcea la oamenii acolo care de 30 de ani și avem haine care și la ăștia de 14 de plac. De cât timp gestionezi această afacere? Din luna aprilie cam noi o avem și destul de bine ne-am pus pe picioare cu ea. Mireasa este interesantă, are părul negru și îmi place bretonul ea, are ceva ca din așa 50 de umbre a lui Dorian Gray. Cum ai vrea tu să fie bărbatul cel care... Eu când văd persoana, după energie, după cum e persoana în gener, cum se reprezintă, cum vorbește, ea că eu înțeleg ea că da, asta e persoana mea. Dar dacă eu văd, poate să arăți foarte bine la aspect și mi se plac aspectul, dar dacă nu e energie, ce... Păi, stai un pic cu energie, tu... La vârsta ta, de obicei, femeile își doresc să aducă, nu știu, să aibă un statut în societate, să aibă o carieră de succes. Tu deja vrei să te căsătorești. Tu crezi că ești capabilă și ești aptă deja pentru a întemeia o familie? Că căsătoria asta nu înseamnă că ți-ai pus ochelarii în roșu, că e bine și frumos. O zis probabilități și zic că nu se poate, nu e voie, nu grei coșelă, nu coșelă, nu te du, la mamă nu te du. Nu. De asta și vreau să aleg persoana potrivită ca să nu există chestii astea cu restricții, ca noi să ne înțelegem reciproc, ca să nu fie relații toxică. Ona открытая. И знает, чего хочет от жизни. Ce așteptări ai tu de la un bărbat? Pentru mine contează foarte mult și aspectul spiritual, în primul rând. Adică el să fie cumva bun la suflet, deschis. Da, da, partea... Aspectul? Să arăți bine, asta tot contează. Locul în societate. Locul în societate, da. Adică că el, ok, nu contează dacă el momentan o să facă mai puțin bani decât mine, dar dacă el are oarecum un scop și el tinde spre scopul lui și el muncește. Și el este în crește. Da, un pic fetor, atunci iarăși vine întrebarea, cât câștigi tu pe lună? Ca să-mi dau seama dacă acel mire sau bărbat, numărul 1, 2, 3 care sunt în cadrul acestei emisiuni, să vedem dacă are mai puțin să duc deodată din camera de așteptare, zi. Mai mult de 1000 de euro? Da. Ok. Cu bun. Mult mai mult? Nu chiar cu mult mai mult, dar mai mult. Da, e pricolne. E pricolne. În câți ani tu ai să câștigi pentru ca să-ți cumperi un apartament pentru tine, de exemplu, cu două camere? Ajunge cu una. Eu cred că, da, depinde ce fel de apartament ați vreau, dar eu cred că în decurs de
un an jumătate, doi, da, eu sunt da, descurs. Super, mult succes, mă bucur foarte mult. Natalia, mai rămâne valabilă feblețea care ți-a aparținat, ți-ai zis, ce pictezi și când, ce pictezi? Eu pictez așa, știți, pentru suflet, când e că am nevoie să ne expun undeva. Îi spune și noi, este probabilitate, poate am și eu pe suflet, ceva și trebuie să pictez, dar eu nu știam că trebuie să pictez. Tu când? Aveți răbdare să pictați. Mie mai tare îmi place să cânt ca tare, dar... Dar ce cânti tu de obicei? Ce muzică? Ce gen de muzică îți vine potrivit pe sufletel? Mai pe scurt, eu am așa un moment. Eu când eram mai mică, eu mergeam la canto. Și cântecele care acolo le-am învățat, la mine ele uneori în viața cotidiană, ele apar, știți, când ai tare mare dispoziție și când începi să cânti. Te raportezi în copilărie și acolo îți era ție ok și... Da, și tu le îngânci acum, peste ani de zile. Da, mă nrează să творческие девушки. Особенно, которые умеют себя самовыражать и знают, чего они хотят от жизни. Cât a durat relația precedentă? Care mai serioasă a durat undeva jumătate de an. Mă, dar serios, când vă spun serios asta, cum? Eu cred că serios atunci când ai planuri. Dar adică mai aveți și interese comune, puteți să discutați. Și dacă era așa o persoană potrivită și 6 luni a durat această relație cu conexiune, cu tot, cu cosmosul, cu tot ce vrei, ce nu a mers? Da, eu l-am lăsat. Cred că are un caracter de taur, când faci odată, intră tot ce trebuie. În ce relație ai rămas cu... Neutru, adică văd pe drum. Ce înseamnă neutru? 6 luni a fost tot super și a văzut conexiuni ca în avatar și după aia neutru, hop. De pe urmă eu înțeles, pur și simplu, că ea ca cumva... Unde te-ai dezamăgit? Nu m-a dezamăgit, mai mult, adică eu pur și simplu m-am saturat. Era tot monoton cumva, prima perioadă, adică buchetul perioadă era dar vesel, în alta. Pe urmă tot cumva monoton, bătăuhă și eu cum am înțeles că, da, nu, nici singur. Dar tu îți dai seama că, cum zici tu, bătăuhă și monoton, asta e viața unui om, majoritatea cazurilor trebuie. O cină, fă mâncare, până la spălat, curat copii, da. Grădiniță, muși și etc. Da, eu vreau să încerc cumva... raznabrazie în viață ca să nu intru în bătăuhă. Da, eu cred că tu ai să încerci mai multe relații, deși uite ce e foarte interesant, tu ești taur, născut în zodia taur, uh-huh. Și ce este caracteristic vouă, că voi tindeți să creați relații stabile, să fie unicul, sunteți foarte posesivi, da, deci vă simțiți bine cu partenerii, dar nu și în cazul tău. Uh-huh. Deci tu ai planetele feminine în gemeni și Marte și Uranus sunt pești. Într-adevăr ai să te plictisești, într-adevăr îți trebuie legătura cu cosmosul. Dacă te întrebi ce fel de legătură, nu o să-mi explici, pentru că tu singur încă nu înțelegi. Uh-huh. Paradoxal, dar îți alegi exact cei mai nestabili parteneri. Ca tu să nu te atașezi, tu să nu creezi o relație stabilă, să poți în orice moment să pleci, sau din cauza că ei nu sunt accesibili pentru tine. Uh-huh. Da, eu tare sper că astăzi ți se va aprinde cumva interesul la emisiunile la noi și vei întâlni pe cineva, dar recomandarea mea va fi să mai alegi și să culegi, să te maturizezi, mai ales financiar să devii uh-huh. stabilă și după aia să-ți alegi un prieten de suflet. Lăsăm cosmosul la o parte, dacă îți alegi cineva care meditează doar la cosmos, familie n-ai să faci. Nu, eu de asta n-o să da, chiar îmi fac un pic griji cu horoscopul tău, că anume persoane foarte ciudățele pot să atragi. Din start, uite, dacă vezi o persoană, dacă el nu are tangenți cu arta, cu creativitatea, cu televiziunea, spre exemplu, sau cu alte materii, poate fi și un psiholog, un psihoterapeut, un medic, dacă nu are tangenți cu aceste domenii, dar, spre exemplu, consum, duce un mod de viață așa mai parazitar, îi plac numai, nu știu, discotecele, jocurile online și stă cumva în lumea sa virtuală, fugi. Fugi fiindcă... Fiindcă statistica arată că majoritatea sunt așa cum ai descris acum. Fiindcă Natalia, în cazul dat, poate să intre într-o relație, cum ai zis tu, toxică. Uh-huh. Așa. Da. Onorat public, rămâneți alături de noi, pentru că chiar acum vrem să-l invităm pe primul Miri cu numărul 1, să vedem dacă este persoană ciudățenie, cum ai zis uh-huh. numitale. Ciudățea. Să vedem dacă este potrivită pentru eroina Natalia. Dăm start acestei ediții în care ne-am propus de altă, voi știți, să unim destinii. Hai, succese mari!
Lucian, 22 de ani, este curier la Poșta Moldovei. Se mândrește cu jobul său pe care îl execută cu dăruire și punctualitate. Lucian are studii universitare, iar pe viitor planifică să-și deschidă o afacere proprie. Pe lângă asta, mai are un vis. Vrea să-și construiască o casă. Timpul liber de obicei și-l dedică plimbărilor în aer liber sau fotografiază. Fosta iubită era cam posesivă, spune Lucian, iar lui nu-i prea rămânea timp și spațiu personal. Cu toate acestea, relația a fost una bună, timp de 2 ani, până când infidelitatea fetei a pus punctul cel mare. Acum, eroul nostru este în căutarea unei domnișoare modeste și gingașe. Cel mai important, să nu fie fumătoare. Lucian visează la o familie în care ambii soți sunt egali, câștigă bani și iau decizii în comun. Lucian, bună seara! Bună seara! Tu ești în premieră în cadrul acestei emisiuni? Da. Ca invitat de altor, mai fusese în cadrul acestei emisiuni, dar venise ca prieten, etc. Dă de start că vrem să te cunoaștem ca o latură aparte care ți aparține. Tu ești curier, da. Te mândrești cu jobul pe care îl ai și îl existuiești cu dăruire și cu punctualitate, corect? Da. De câți ani ești angajat oficial? Oficial am de abia o lună. Bun, facultate? Facultate din Inginer Transport Auto. Anul? Anul 3. Unde? Universitatea Tehnică Moldovei. La frecvență redusă? Nu, frecvență de zi. Ah, tu reușești? Da. Un om care își dorește? Dimineața înveți și după masă lucrezi? Da, dimineața înveți, la ora 4 încep lucru, acasă ajung la 9:30, adică îmi iau o oră, două să fac ce am de făcut lucrările și după asta... Vezi într-o tu de unde ești de Baștină? Din Chișinău. Frați, surori? Am doar un frate, care are 28. Căsătorit? Nu. De și nu le-ai luat și pe dânsul? A venit în odihnă. El are prieten. Adică a venit în odihnă omul, a stat să odihnească. A, el e stabilit cu trai în străinătate. Până ce da. Dar părinții? Părinții sunt stabiliți aici în Chișinău acum. Lucian e băiat de treabă. Am vrut să te întreb cum ai vrea să te dezvolți. Dar n-ai să lucrezi toată viața nu, curier. Poate o partidă am să lucrez poate și pe specialitate. Eu acum am posibilitatea să primesc pașaportul român. Și adică am posibilitatea cu termin universitatea și pot adică să plec cu diplomul meu de aici. Adică ele sunt primite în Anglia, Germania, Franța. Deci tu ai, ca bază, ți-ai dorit să emigrezi? Da, adică așa mă gândesc pe acum. Pe o perioadă sau definitiv? Nu, pe perioadă. Să-mi fac niște bani să-mi vin să-mi schidă o afacere sau să... Mi se pare că asta este o iluzie, că acum lumea poate să primească niște bani decenți și aici, în Moldova. Da, nu numai decât trebuie să te duci undeva ca să primești tot aceea 1500 de euro, 2000 de euro, acolo plătind chirii exagerate, dar da, aici tot am avut posibilitatea să plec peste hotare în Germania acum vară, pe 3 luni de zile, dar... Am avut cu universitatea examene și n-am dovedit să plec. Și deja, de exemplu, dacă vara asta îmi cade iarăși ofertă de peste hotare, deci eu cu mare bucurie să plec. Lucian, orice vă se face realizat și în plin doar printr-o dorință imensă. De să-l salutăm pe cel care a venit alături de tine. Și el pentru noi nu este o persoană pe care nu-l cunoaștem. Deja cred că îl recunosc și publicul drag de pe micile crani. Constantin, bună seara! Bună seara! Ce te leagă pe tine cu Lucian de câți ani sunteți prieteni? Suntem prieteni de 6 ani. Dă-mi, te rog, niște caracteristici care ar face pe frumoasa noastră eroină să-l aleagă pe Lucian. Lucian este seritor la nevoi. Adică? Adică, chiar dacă... Ai nevoie de bani, el vine și ți-aduce, da? Ei, poate să nu vii, dar să transferi pe card, de exemplu. Dar ajutorul nu poate să... Ne-ai transferi și nouă. Da, nu numai decât... Ajutorul este numai decât bani. În bani, da. Așa. Aici chiar și moral poate să te ajute. Frumos băiețelul, tare bun băiet. Ia la întrebări pe Lucian și vezi dacă este potrivit pentru tine. Pentru că aspectul fizic mi se pare absolut fantastic. Nu știu, hai. Lucian, câți ani încă vrei să lucrezi curier? Nu știu, minim un an. Sau chiar jumate, depinde. Și mulți câștigă din asta? Eu lucrez pe un part-time și nu primesc salariul care trebuie să fie. Salariul pentru 8 ore trebuie să fie undeva 10.000. Tu lucrezi oficial? Eu lucrez oficial, dar... Poșta Moldovei, nu? Da. Eu lucrez 4 ori la mine, salariul stabilit e 4.000, dar eu acum mă gândesc să-mi caut pe timp de vară, să-mi caut ceva de lucru mai... Pe timp de vară? Nu, pe timp de vară. Din vară să-mi caut un lucru mai plătit, mai ok. Eu deja am o ofertă
Și așa mă gândesc la ea, adică eu trebuie să am o ofertă la o uzină. Hai, Natale! Trăiești singur sau cu părinți? Nu, acum mă stabilesc cu părinți. Dar am de gândit să mă mut singur. Și când ai de gând să te mut singur? Când ai să le iei tu la tine. Ei, hai! Depinde de situație. Мне кажется, он ей не подходит, потому что они даже не смотрятся вместе и вообще как бы ни одной поле ягоды. En caz dacă Natalia te invită pe tine și zici, îți bate în ușă și zici, hai că mi-am propus să te invit pe tine alături, da, în drumul vieții. Unde o inviți? Prima ta... Nu știu de gândit pe tine. Eu cred că, în general, tu trebuie să te gândești. Uite, Natalia este freelancer. Ea te-a întrebat, adică ți-a dat două întrebări despre viitorul tău concret, da, despre starea financiară. Ea câștigă mult mai mult ca tine. Da, tu, ca să o cucerești cumva, înțelegi că tu trebuie să faci mai multe pași ca să ajungi măcar la nivelul ei. Financiar te referi? Exact, da. Nu de altceva vorbim, exact. Absolut. Salutabil că tu faci studii și tu ai să ai un viitor stabil, adică cu studiile superioare, da, eu pentru studii superioare, întotdeauna. Dar studii superioare întotdeauna o să te facă să te simți stabil, întotdeauna tu ai să ai o profesie în mână. În caz de un scandal, e râs. Iartă-mă, eu cu am atestat, dar tu n-ai atestat, ai înțeles, da? Eu am două profesii la mână. Iacă vezi? Eu am și pe utilaj industrial alimentar și pe transport auto, eu pot să crezi și acolo. Umnicică. Bun, învățat am să de făcut mâncare, știi, faci? Da. Ce poți pregăti? Pelmeni. Nu. Carne, adică o să fac în cuptor cu cartofi. Cine te-a învățat? Tata dintr-o parte și mama tot. Adică i-am învățat, adică... Deci vezi că de la părinți tot poți să prelua ceva bun. Adică tata, ca așa o motiv, spune că învață tot, faci mâncare. Singur, ca și niște știi cine să fac ție mâncare acasă, când o să vii. Și de atunci de când m-am deprins de singur să fac mâncare, chiar și dacă vin acasă obosit, eu pot stau la... Eu, Lucian, m-aș bucura ca să mai am această funcție încă 10 ani. Ca să te văd peste 10 ani la sigur și un bărbat absolut fantastic. Dar noi suntem semi unul altul. Noi și își cunoaștem noi cei ce vorbim, asta e altceva. Astrologii, dacă asculți, e că aici rămâi în suspans. Madame Cristina, spune-ne, te rog, că dacă sunt compatibili orbași, ce-l așteaptă pe Lucian? Da, au compatibilitate. Deci Natalia este compatibil, chiar aș spune, ea este destul de atractivă pentru Lucian. Însă, dacă ei s-ar copla, stric farmicul seria acestea, în 2 ani, un an jumate, se destramă relația la ei. Anum din cauza că Lucian va pleca sau Natalia se va plictisi. Foarte des, taurii, foarte des, puteți face o observare, se cuplează bine cu racii. Deci este o compatibilitate destul de reușită. Deci am întâlnit și cazuri de divorț, evident, de la caz la caz, este individual, dar este una dintre cele mai reușite combinații. Dar eu vin iarăși cu aceeași recomandare și pentru Lucian, pe care în principiu ți-am dat-o ție la începutul emisiunii. Uh-huh. Nu te grăbi, fii stinalente. Mergi și îți realizează visurile, mergi peste hotare, fă un capital, deci acumulează banii necesari pentru a putea să te dezvolți mai departe. Deci până la 35 poți și slobă. Familia va veni. Familia va veni la timpul său. Va veni. Cum, în viziunea ta, cum îți petrești tu timpul liber? Ai prieteni mulți și sunt oameni foarte prietenoși, foarte sociabili. Sunt ăștia mai retrași. Sunt oameni care, în general, dacă au un of aparte, o fac pe menageră prin casă, fac curat, plâng, sunt filme indieni, iar plâng, iar știți că iar plâng. Tu cum ești? Nu, dar cum faci? Depinde. Un exemplu, depinde. Depinde de orice căci pentru că deci. De dispoziție de care am avut-o pe timpul țării. Că n-ai o dispoziție mai proastă, ce faci? Remediu. Când și dansezi? Se plimbă, citește, comunică, ce faci? Gătești mâncare. Scătă-i pe jos. Bun. Faci poze, da? Da, facem într-un timp, dar m-am oprit. De ce? Așa. E trecut. Să mai faci poze frumoase, pentru că omenirea are nevoie de lucruri minunate, de oameni potriviți și, pe general, să știi că orice vis se face realizat doar printr-o dorință imensă. Îți mulțumim extrem de mult pentru că ești în cadrul acestei emisiuni și m-aș bucura și mai mult dacă ți-am venit ca o mănușă să-ți găsim partenera de viață, omul potrivit. Între timp, Lucian în scenă, pentru că vrem cu toți să vedem ce s-a pus de pregătit pentru frumoasa noastră eroină, Natalia. Rămâniți alături de noi! Eu vreau să-ți spun asta, cu ochii să văd cât sunt de buni și toate gustativi, să vedem ce poți să gătesc, că ți-ai îndemn. Primi să răfuz. Asta e surpriza pe care am găsit-o la Wow! Dar ce trebuie să fac, Lucian?
Să guste din fiecare fruct care îl dau eu acum. Așa. Și să ghicească de ce fruct este asta. Hai, poftă bună! Оригинально. Банан. Кури. Как я сказал, банан. Ну, пошешь есть. Eu nu știu așa fructe, este iar. Ai mai de incun, tot de istă dăi. Tot de istă dăi. Tot de istă numai sara. Nu, vă rog, nu-mi dați de istă, că el nu-i gustos. Nu-i gustos? Mm-mm. Dar cum crezi tu, ce este? Eu nu știu, ceva... Ceva cum? Știți de astea care la noi nu cresc? Și le aduc de undeva și el în sacre. Da, când sunt la briceni. Da, și el în sacre. Și numesc ananas. Nu, este mango. Mango? Băi, am mâncat mango la viața mea, să nu-i mango. Este mango de la Bricin. Hai, mai departe. Mango de la Bricin. Ați spus-o. Dar ce trebuie? Schimbă. Ce este? Prună. Da. Corect. Мне кажется, да, он уже накормил ее. Mai este ceva acolo? Da, mai este încă un lichean întreg. Încă un întreg? Ce este? Iar ceva din Briceni. Briceni sau Durlești? Ceva din Briceni? Exotic. După sămânță, kiwi. Da, la corect, bura. Bravo! Lucian, bravissimo pentru această surpriză. Este una delicioasă de altfel. Ție, Natalia, succese. Bravissimo, te-ai isprăvit de minune. Iar ție, Mirelei, cu numărul 1, succese mai și tu deja știi regula acestei emisiuni. Te invităm în camera de așteptare. M-aș bucura dacă Natalia te-ar alege tocmai pe tine. La sigur, în acest caz, va fi asigurată cu delicii culinare. Între timp, succese mari. Mulțumim! Natalia, tu azi ești eroina principală. Așa, asta e misterioasă, știi, gândești, ce să fac. Ia zi-mi, te rog, ce părere ți-a lăsat Mirele cu numărul 1, Lucian. Da. Interesant. Băiat. Da. Surpriză foarte interesantă. Nu m-am așteptat. Da. Bun băiat. Ce ai zis? Tu tot da? Bun băiat. Da. Eu cred că dacă tu ai să-l întâlnești peste vreo 15 ani, tu ai să fie cu totul cu alte impresii rămasă. Că acum el într-adevăr este în creștere și este tânăr. Și neliniștit. Exact. Dar peste 15 ani o să fie un bărbat într-adevăr de invidiat. Cu siguranță Lucian ți-ar pune ție limite și restricții în mai multe aspecte. Eu cred că ar fi invers. Nu, îți spun cum este după harta natală. Cu siguranță îți spun că este așa. Dar uneori limitele și aceste granițe și aceste restricții sunt binevenite. Când, spre exemplu, partenerul vrea să fie cumva sprijinit, susținut, ghidat, da? Deci atunci când el își deleghează, să spunem așa, unele responsabilități, chiar și partea financiară sau spiritul de decizie, atunci multora le place, mai ales femeilor le place, fetițelor le place. El ar veni cu restricții. Da. Nu neapărat că o să fie cu tine, nu o să fie agresiv, dar o să vină cu restricții. Dar eu cred că nu te-am numai el. Facem referire vis-a-vis de faptul că dacă îți întemezi o familie sau mergi într-o relație anumită, tot să-și pun niște restricții, uite, așa facem, așa nu facem, știi, și altfel cum să, așa să... Nu numai decât restricții, reguli, cred că, restricțiile și regulile astea sunt... Chiar și restricții și reguli. Pur și simplu, eu nu văd pe dânsul ca el mie să-mi pună reguli, restricții. Păi n-ai cum să-l vezi acum, trebuie să... Dar pe ei vorba de ce? Trăiești 7 ani minimum cu el. Blândă, zgără, nu, el e bun băiat. Eu aș spune că, deopotrivă, el dacă se supără, el pleacă. Numai dacă nu este... Provocat. Nu este familia lui, da, persoana foarte apropiată, dar este tipul de rac care pleacă. Bun, hai, gata, noi îl povestim, dar așteaptă Mirele cu numărul 2, așteaptă să fie invitat, pentru că și el la rândul lui își dorește extrem de mult să-l cunoască. Frumoasa noastră eroina Natalia, și nu doar ea, dar și cei de acasă, rămâniți alături de noi să-l cunoaștem pe Mirele cu numărul 2. Ivan, 20 de ani,
A absolvit Universitatea la Odessa, iar acum muncește în calitate de electromecanic pe o navă maritimă. Își dorește să avanseze până la funcția de capitan. De asta lucrează mult și se odihnește doar în perioadele dintre curse. Visează la o familie iubitoare și la o soție care îl va susține în toate. Preîntâmpină că nu prietenește cu limbajul licențios și tare n-ar vrea ca viitoarea lui soție să înjure sau să vorbească urât. Ivan povestește despre fosta iubită că era o fată deșteaptă, muncitoare și afectuoasă, dar luând în considerare că până la urmă s-au despărțit, sunt două versiuni. Ori el a fost de vină, ori ea nu era chiar atât de bună. Dragii noștri, această seară avem un invitat mai special. Este un băiat frumos la chip și suflet care îi spune Ivan și vine din Ucraina. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Как дела? Отлично. Чем вы занимаетесь в Республике Молдова? На данный момент я просто себе отдыхаю и вообще так в целом ничем не занимаюсь. А чем вы вообще занимаетесь? В жизни я занимаюсь тем, что я хожу в рейсы. В рейсы куда? На чем? На поезде? Я работаю на LNG. Это на что? На LNG это газовозы, то есть флот газовозов. Liquid Natural Gas. Это флот, который возит газ, который есть в природе, то есть этан и бутан. Вообще, в целом... Я не прям так уж давно в профессии, но на данный момент занимаю должность третьего помощника капитана. Ваня, того... сколько длится вот самый твой длинный рейс? Сколько длился? Как долго ты в море? Год. Я был год. Это в силу того, то, что это меня... где это вы были? Куда вы шли? Я перевозил газ с Ирана в Китай. Ну, радкам бэд, но успред защиту возрождаем ему. 18 даже poți să-i dai. Ce studii trebuie să ai ca să-ți ocupi și tu acest loc în societate? Чтобы вообще, так скажем, развивать... Образование у вас какое? Высшее учебное образование. Я закончил 11 классов, поступил в Одесский национальный морской университет. На данный момент я нахожусь на 4-м курсе. И чтобы, так скажем, вступить в должность третьего помощника капитана, мне пришлось сперва пройти практику, поступить, сделать себе документы и пойти кадетом. Я отходил год кадетом, и дальше я сделал себе документы и спокойно пошел. А что значит кадетом? Кадет это как практикант или это матрос? Да, или... это как практикант, а скажем. Что входит в твои обязанности? Что ты делаешь на корабле? Я занимаюсь бумажками, так скажем, документы по поводу груза, по поводу экипажа, по поводу вообще безопасности. Я хожу на вахты, учился у третьего помощника капитана второго. А как ты решил прийти к этой профессии? Честно говоря, скажем так, это больше как семейная династия. Уже кто-то есть из родственников? Да. Мой отец ходил и ходит до сих пор в рейсы. Mm-hmm. Мой дедушка ходит в рейсы. Ну и так как-то вот. То есть у вас вообще вся, в принципе, семья по мужской части, они моряки. Да. А какие женщины в вашей семье? Какая должна быть женщина, чтобы она тебя заинтересовала? Какими качествами она должна обладать? Верность. Мне кажется, верность. Это самое важное качество, которое должно присутствовать в девушке, которая, ну, как мне кажется, вот рядом должна быть с моряком. Скорее всего, это качество. Но, наверное, это еще зависит от такого аспекта, как доверие. Потому что, когда ты встречаешь какого-то человека, то есть встречаешь девушку, которая тебе нравится, либо у тебя есть подозрение к ней, либо у тебя есть доверие. А доверие, оно рождает и чувства, и отношения справедливые к партнеру, и все остальное. То есть это такие два критерия, которые взаимосвязаны. Нет? Да.
Но при этом она должна быть страстной, да? Интересной, красивой, сексуальной, живой. Это все в карте? Это все в карте, конечно, в карте, да. Вот Иван родился под знаком зодиака Козерог, а вот планета Венера, она такая достаточно очень такая неспокойная у него в гороскопе. Поэтому очень интересно. Но есть девушки, реально очень встречаются, слава богу, часто вот прям вот страстные такие сексуальные девушки, но верные. Верные. Ой, она мой конкурент, мил. Acum, dacă toți suntem în cadrul acestei emisiuni, Natalia, tu ai putea să-l aștepți pe Ivan? Îți dai seama, tu rămâi acasă și el pleacă pe 6 luni. Pe un an. Pe un an. În mare. Și acolo internet nu-i sau este. Dar poate să nu fie. Hai. În cazul ăsta ce facem? Depinde dacă deja suntem într-o relație cu... Ai putea să-l aștepți? Pentru că nu toate femeile au răbdare să aștepți. Dacă mă îndrăgostesc foarte tare, da. Если она вас очень сильно полюбит, она вас подождет. А если нет, то слабо верится. Интернет есть в море? Да, есть. Есть судовой интернет. Правда, он, так скажем, стоит приличных денег. Но там есть какие-то спутниковые телефоны, нет? Нет, просто покупать. Можно, если ты находишься в порту, можно купить себе сим-карту и спокойно пользоваться. А как вы с семьей общаетесь? Вы письма, что ли, пишете? Нет, компания просто оплачивает интернет каждому. То есть, но там есть какой-то лимит, наверное. Да, ты имеешь специальное приложение, и на это приложение зачисляются тебе гигабайты интернета. Интересно. А у меня вопрос есть. А чем вас там кормят? Только всем. Рыбой или мясом тоже? Рыбой, мясом. Там кок готовит, в принципе, все. То есть, вкусно? Честно. А если хочешь мороженое? Оно тоже присутствует на борту. Есть мороженое, икра красная. Ну, там есть филе рыбы, много всего. Поняла. Давайте вы между собой переговорите. Да, да. Acum este momentul potrivit în care pot să iei tu la întrebări и вы тоже можете задать пару вопросов для Натальи. Пожалуйста. А мы вас послушаем. И переведем. Какими качествами должен обладать парень, которого ты хочешь видеть рядом возле себя? Ну, он должен быть серьезным. Мы должны понимать друг друга хорошо, то есть, чтобы не было таких вещей, что вот я тебе не доверяю, там, мне кажется, что ты мне изменяешь, вот такого, чтобы не было. Ну, то есть, чтобы все было на доверии. А как ты видишь свое будущее и вообще, какое бы ты хотела будущее через лет 5-10? Крутое будущее. Например, как это выражается? Как это выражается, крутое будущее? Что для тебя? Ну вот не знаю, но оно будет. Много денег, путешествия, машины, деньги, дом. Деньги, слава. А слава с таком? Ну, я казю, слава, хай с ней касатори маича. Ты врешь, фию, ном реконоскот в публик? Да. Да, на чьи стар фолосить из фии реконоскот? На его. Да. Ман, скажите мне, пожалуйста. Да. Иван, почему вы выбрали Молдавию? Почему не Румынию, либо другую страну? Вы же имели возможность как бы? Скажем так, ближе к своей родной стране, и менталитеты похожие, и люди приветливые, и вообще... Кухня? Кухня тоже очень похожа, и особенно очень вкусно зама. Я Ларат Кайменеску. Пиваю бурлистя маринаре. Până a te invita în scenă, Ivan, dacă te alege Natalia, unde va fi destinația pe care o să-i faci de altfel invitație? În primul zi вечer, я бы пригласил Наталью, скорее всего, в кафе. На пирожное? На заму? Нет. Или на заму? Наверное, на пирожное в таком же случае. Дабы узнать друг друга поближе, получше. А для того, чтобы узнать поближе, что нужно? Пообщаться. И вкусно поесть. Во. И еще. И еще. Выпить. Да, и выпить, конечно. Коррект. Хорошего вина. У нас хорошее вино. Да, я знаю, поэтому я же говорю хорошего вина. А у нас еще сейчас как раз момент употребит, в который время стоим и там из чена, потому что время куда-то урмарим, что сюрприз приготовит Иван, Петро, Фурмаза, Настя, Наталья.
Succese мари. Вам здоровья, счастья, успехов и на сцену. Мы очень все хотим посмотреть, какой сюрприз приготовили для Натальи. Рымынец алетер де най. Мой сюрприз заключается в том, что я люблю боулинг, и в дальнейшем я хотел бы тебя пригласить поиграть в боулинг. И сейчас вот кто собьет больше кеглей, тот и победил. Ну, câte acolo? Три? Ну, три. Почти. Пока Наталья молодец. Ух ты. Наталья, браво. Тут у тебя энтринат. Да, пху. Ваня, ты, по-моему, специально поддаешься. Да, да. Теперь твоя очередь. Вау. Вау. Браво. Браво. Иван, вы проиграли. Но сам сюрприз очень прикольный. Так, это подарок тебе. Спасибо. Ты победила. Спасибо. Спасибо большое. Иван, mulțumim pentru acest surpriz. A fost una distractivă, frumoasă, cred eu. Și mai ales prin prisma faptului că e iosă și să o îndulcești pe eroina noastră. Să-i succese mari, realizări multe și deja știi, este regula emisiunii. Te invităm în camera de șteptare. Natalia, astăzi e indiscutabil că ești eroina principală, așa că ți-ai decide să aparțin totalmente, dar zi-mi, te rog, ce părere ți-a lăsat și Ivan, băiatul din Ucraina, care la surpriză a pregătit o joacă, una distractivă, bowling, da? Hai da. Să spunem. Băiatul foarte drăguț, adică surpriza foarte tare mi-a plăcut, mi-a dat și un cadou. Și felul lui de a fi. Da, și felul lui de a fi, tot... foarte interesant ca persoană, m-a impresionat job-ul pe care îl are. Salariu. Job-ul m-a impresionat mai tare. Pentru că eu nu prea am văzut marinari la viața mea și ea ca destul de wow. Da, mi-a plăcut. Mi-a creat o impresie foarte bună. Tu te-ai vedea lângă așa un bărbat? Nu știu, trebuie încă de gândit. Noi am văzut pe toți candidații, ca să spun. Corect, o, te vezi și bravo. Și să mă dau cu părere, dacă mai sunt cu unul care abia aștept să fie invitat. Dar, uite, tu ziceai anterior că pentru tine contează și aspectul fizic. Fizic ți-e ok, ori ba? Simpatic băiatul, da. Dacă e mai mărunțat, nicio problemă. El nu o să mai crească. În lățime, da, în lungime nu mai cred. Da, nu, el arată bine. Adică. Arată bine. Da. Hai, văzut, până la urmă contează bărbatul și ăla ca să ai cu cine discuta, cu cine povesti și ce să spun. Nu ne dăm noi tare acum în tamtamuri, pentru că vrem să le invităm aici, în cadrul acestei emisiuni, pe Mirele cu numărul 3, să vedem dacă este tocmai el cel mai compatibil pentru frumoasa noastră eroină. Bună! Bună! În loc de flori am o banană. Poți să o ții în mână. Mulțumesc. Licky Moss, 23 de ani, influencer, proprietarul unui canal pe YouTube cu un auditoriu de 170.000 de oameni, precum și a unui cont pe TikTok urmărit de peste jumătate de milion de utilizatori. În tot timpul său liber filmează spoturi video și compune muzică, muncește în domeniul său la Vara Vara, cel mai mare parc atractiv din țară. Consideră că beneficiază de multă atenție din partea sexului frumos. Ambițiile lui Licky Moss întrec măsura. Vrea să fie în viitor unicul moldovean care va lua premiul Oscar și va zbura în spațiul cosmic. Este în căutarea unei domnișoare drăguțe care să fie cu el sinceră la maximum. Bună seara, Licky Moss! Bună! Vezi ce memorie am foarte bună la așa bărbați ca tine? Chiar că. Mai este valabil ce făceai până acum, că erai un influencer, proprietarul unui canal de YouTube.
Da. Da, povestește-ne. Cu peste 200.000 de urmăritori au crescut abonații. Dar ce faci tu acolo? Când? Cum distrezi publicul? Dracu să-și facă, să se aboneze? Da, apropo. De țara noastră, Republica Moldova, este plină cu fructe și legume. De ce ai ales să... Anume banane. Da. De ce nu ai luat cu un kilogram de cartofi, 3 de ceapă? Banana ce te determina pe tine? Banana cumva... Ai niște... Intru în magazin și ca așa fac. Hop! Și văd banana. Și zic are galben. Niște proprietăți care este, sunt benefice pentru digestie, nu? Da. De ce nu ți-ai lăsat-o ție? Dar tu ai mâncat banane azi. Azi? Nu, dă-i înapoi. Vrei să nu faci banane prăjite? Mănâncă, amuia. Mănâncă dacă îți propune fata, mănâncă. Poftă bună, le chemați. Haide. Așteptați. Da. Merge emisiunea. Hai că așteptăm. Eu vreau să te întreb referitor la TikTok. Mai este valabil? Da, este totul valabil. Până la urmă spune-ne, te rog, și atât nouă celor care suntem în cadrul acestei emisiuni și celor care ne împărăsesc pe micile crane. Da. Parte financiară. Din ce îți câștigi existența? Din aia că administrez conturi pe TikTok. Așa. Și Instagram la companii. Așa. Asta se numește SMM. Și mai am un cont, am reclame personale care vine pe contul meu și pe YouTube. Bun, asta este influențarea, la asta există probabilitatea peste 2-3 ani să nu mai fii. Nu. Mic. Atunci ce faci tu? Nu, ea se există. Ce facultate ai absolvit? Facultatea... Școala vieții. Școala vieții, da, corect. Deci tânăra generație nu mai are cum înainte, da? Dorințe și vise. Dar nu toți chiar vor să facă numai TikTok. Sunt oameni și care vor să facă ceva așa, mai de bază, o universitate, nu, hai să nu ne râdim, amuia, de cei mai triști ca noi care fac TikTok-uri, să nu ne batem joc. Dar tu îl urmărești? Ești printre urmăritorii fideli? Doamne ferești. Voi vă cunoașteți? Nu. Zi-mi, te rog, ce așteptări ai? Poate când revii platforma și la un post de televiziune în care își propun doar să unească destine, tu ce așteptări ai? Așteptarea... Eu nu mă dau bătut. Sunt așa o persoană. Dar până la ce vârstă nu te dai bătut? Cam cum crezi tu? Primii 70 de ani mi-e greu. Dar vrem să te salutăm. Este prietenul tău, da? Cu care faci confesiuni. Noroc. Gicu, băi Vicu, așa îi spui tu în spațiu Corea. Online. Ce mai faci? Ghiri. Cu cine? Cu toată lumea. Tu muncești? Muncesc. În ce domeniu? El face TikTok, domeniu. El ajută oamenii pentru promovare, pentru nu știu ce vindeți acolo, da? Tu? SMM. În imobiliare, în logistică, în SMM. Domeniu de activitate în care se câștigă. Dar legământul dintre voi care este? Și cât durează? De cât timp sunteți prieteni? Legământul? Suntem împreună legământați de vreo mai mult de 10 ani, poate. Tu trăiești singur? Apartamentul ți aparține? Da. Ce zestri mai ai? Ce zestri mai am? Am un halat roșu acasă. Altceva? Cu ce poți să o impresionezi pe mireasa asta? Dar nici halatul nici de ajuns, eu ne-am impresionat. Cu banana, da. Eu am înțeles că asta a fost un banc și tu ai vrut cumva să atragi atenția la mod sănătos de viață. Toți. Și mai departe, ce avere mai ai? Ai mașină? Am, sunt genial. Пиджикулари. Asta da. Da, мне кажется то, что третий жених запал невесте. Ultima dată, unde ai fost la odihnă? În Măgdăcești. Și ce ai făcut acolo? M-am bronzat. Unde? În Păpșoi. Da, Păpșoi. M-am fost în grădinuță, m-am bronzat. Bun. Le chemas. Eu știu că tu semnezi muzică, semnezi. Da, da. Ce fel de muzică? Ce gen? Rap. Cistușchi. Rap. Nu cistușchi. Rap. Foarte concret și serios. Te rog, așteptările. Scând? Da. Te rog. O frântură din cei ce-ți aparține ție. Trompețica. Amu, hai să facem pianuțul. Pianu? Da. Pam 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 pam. Dansez mama Carena, banii până în Viena. Mami loc tata noi, eu cu mea grapefruit. Dansez mama Carena, bata Viena. Ta, ba, para, tu, tata, să ne căsătorim. Hai să ne căsătorim. Hai să ne căsătorim. Pe lângă faptul că sunteți mega talentați, mă bucur extrem de mult. Spune-mi, dragă, în showbiz, cumva ne așteptăm la un duet? Vorbesc de voi ambii. Duet?
Da. Da. Se programează un cântec. Tot cu ananas. Se programează. Nu, deja se deja pie... cartofi. Da, cartofi. Și am o vorbe serios. Un cântec cartofi. Eu nu glumesc, chiar cartofi. Da, de-aia tu, cei care îți urmăresc canalul tău, de-aia și sunt tânăra generație, copii de la 12 ani, pentru că tu cei ce cânti numai despre morcov, cartof și toate legumele din industria autohtonă. Succese mari îți dorim. M-aș bucura dacă ți-am găsit o femeie potrivită. Мне кажется, они подходят друг другу, так как жених под номером 3 было заметно, что понравился невесте, и она сразу же начала улыбаться и как будто прям расцвела, скажем так. Lechemos este un ero care ori de câte ori are această posibilitate vine și face o ne distrează la maxim. Ne face o Caterinca și îți mulțumim de altfel pentru această prezență. Simt sănătos. Tu știi deja regula acestei emisiuni, te invităm în cena pentru că abia așteptăm să vedem ce se poate pregăti pentru frumoasa noastră mireasă. Succes mare! Dedicație muzicală pentru toți oamenii care privesc această emisiune și Natasha, eu am o dedicație muzicală specială. Mâinile sus, Chișinău! Dimineața benzin razlivaiu și mă urc trist în Mercedes. Dacă sincer eu tare mici taiu, iPhone 15 Pro Max îți dăruiesc. Eu te iubesc, dar tu nu știi de asta. Eu te iubesc și eu amiază. Eu te iubesc, nu mai fugi Natasha. Eu te iubesc, eu te iubesc, dar tu nu știi de asta. Eu te iubesc, amară viața asta. Eu te iubesc, nu, nu fugi Natasha. Eu te iubesc. Din chef mă apasă, dar la 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 la. Natasha de că o mireasă, la 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 la. Refrenul. Люблю тебя, ла-ла-ла, и фара аста. Я те юбес, да меня слышишь, ты меня ца. Я те юбес, я те юбес, кобяцы, Наташа, мя те юбес. Я те юбес, ну ну шти ди аста. Я те юбес, а меня слышишь, аста. Я те юбес, ну май пужи, Наташа, я те юбес. Nu. Următorul vers, nu știu, dar o sună frumos. La 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 la. Eu te iubesc, eu te iubesc, eu te iubesc. Eu nu știu de asta, eu te iubesc. Amară viața asta, eu te iubesc. Nu mai fugi, Natasha, eu te iubesc. Eu te iubesc, ia nana, tra-la-la-la. Eu te iubesc, amară viața asta. Eu te iubesc, nu mai fugi, Natasha, eu te iubesc. Copilul ițică, la-la-la-la-la-la. Eu te iubesc, amară viața asta. Eu te iubesc, nu mai fugi, Natasha, eu te iubesc. Eu te iubesc și de lung refrenul, eu te iubesc. Și cât tu și trenul, eu te iubesc. Natasha, la 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 la. De fapt, mi-mi plac oamenii așa ca tine ambițioși. Dacă mă pozoresc, că mă pozoresc până la sfârșit. Dacă am început, am să încep până la final. Lechimos, eu știu felul tău de a fi, tu ești total altfel opus cei ce vrei să demonstrezi publicului drag. Eu oricum îți doresc de aici cu toată lumea și toată echipa succese mari, realizări multe și frumoase, de talentate și talentat, de frumos și frumos, succese mari și în camera de așteptare. Natalia, ce părere ți-a lăsat Lechimos?
Ca de obicei, da? Da, nu ne vedem prima dată. El pe mine și prima dată m-a impresionat foarte mult, da, azi. Dar ține-mi se pare că el joacă teatru, că prea intră în rolul ăsta de nebunat, de un om... Poate e nebun omul, adică ce să-i faci? Tu crezi că așa e felul lui de fi? Sunt oameni nebuni. Eu cred că el joacă teatru. Da, el joacă teatru, dar el nu observă că el ofensează altă lume. Вот она его и убили. Cred că el s-a cântat o piesă pe care de altfel a făcut-o, ca, cum a făcut-o el. Superbă piesă. Felul lui de a fi. Da. Nu a venit așa, pur și simplu, ce a adus un fruct. De ce nu? De ce să nu acceptăm? Deci poate noi astrologic să discutăm nasul lui Lichimos, cum ați discutat data trecută nasul meu cu dânsă. Ia da să discuți după emisiune. E că asta ne interesează. Nu, dă niște explicații. De ce ai vorbit despre nasul fetii? Noi am vorbit nu despre nasul fetii, noi am vorbit despre... A, că înseamnă un taur, sau cum spune acolo. Da, cum fizionomic este construit nasucul la un taur, da. Da. Și? Și m-a impresionat el, apropo, că are așa cunoștințe detaliate. Că, uite, el când vorbește nu înțelegi, face glumă, nu face glumă. El nu este nebun, nu. El este un băiat destul de serios, da, el joacă rolurile și are măștile pe care le are. Dar pe tine te deranja faptul că ei ți-au discutat fără pe prezența fost, ta? Sau da, cum? Nu, ea a fost prezentă, dar a fost ofensiv sau ce? Eu aș vrea să-l discut pe dânsul. Da, bine, spune, ce nas are el după zodii? Ce zodii e el? Tu știi ce zodii el are? Îmi pare că el este din anul șoarecului ceva, știți? Nu pot să-ți spun după an, dar după zodii cum îl simți tu pe el? Berbec. Nu, nu este berbec, el este capricorn. Aproape, tot e acolo. Tot capricorn. Cu coarne. Straniu, nu-i berbec. Bun, dacă o să-l alegi, la sigur o să ai posibilitatea să-l cunoști în aspectul lui mai privat. Și nasul. Între timp, da, și nasul tot. Onorat public, hai să facem o recapitulare pentru că suntem practic pe final de această emisiune în care ne-am propus neapărat să unim destine. În această seară o avem pe eroină frumoasă Natalia, care a revenit neapărat să-și găsească partenerul de viață, sufletul pereche, pentru că fiecare are nevoie de cineva, unul care să semene ca om, ca vis, cu care să poți traversa prin viață spre visul pe care trebuie neapărat să-l faci realizat. Între timp, primul, Mire, Lucian, 22 de ani, cel care muncește curier și la... Surpriză, ce a pregătit? Fructe erau diferite. Așa, ți-a oferit degustarea de fructe. Așa, a fost superb. A doilea, Ivan, băiatul care vine din Ucraina și la surpriză a pregătit o surpriză cu bowling. Foarte frumos, bowling, mi-a dat și cadou. Da, e și un dar ceva special. Da. Și Lichimos, care, băiatul care are 23 de ani, este influencer și cel care ți-a cântat de altfel la surpriză. A cântat frumos, nu? Foarte. Uite, de obicei când vii cu cineva în pereche, da? Cu o prieten de suflet, cu un prieten, atunci și el vine cu un sugestie, cu un gând, uite, s-ar potrivi. Astăzi tu ești de sinstătător, tu ești singurică, da? Alegerea ți aparține totalmente, dar ascultă atât pe Maria, cât și pe doamna Cristina și alegerea ți aparține ție totalmente. Ai trei candidați care așteaptă să le bată Natalia la ușă. Maria, după treaptă ierarhică, zi, pe cine să aleagă frumoasa noastră Natalia? Natalia a venit cu niște dorințe foarte concrete și sugestii la fel de concrete referitor la viitorul partener de viață, nu pot să spun Mire acum, că cred că este prea tânără ca să aleagă deja o persoană cu care să treacă prin toată viața, adică este doar un pas pentru a nu fi singură, pentru să aibă un partener decent, un sprijin, un bărbat alături pe care să-l admiri, el să te admire și să fiți fericiți împreună. Adică tu ai spus niște cuvinte foarte concrete, tu ai spus despre un simț, o intuiție atunci când tu vezi bărbatul și când tu simți că ești pe o undă cu el. Și când este același cosmos, când vă place să faceți lucruri frumoase împreună, să petreceți timpul productiv împreună, etc., etc. Astăzi, din păcate, eu n-am văzut nicio persoană care să-ți trezească ție interesul în ochișorii tăi frumoși și mari. Eu îți doresc din tot sufletul ca tu să mai revii la emisiunea noastră și să mai găsești o persoană care din tot sufletul o să te admire și o să merite atenția ta. Deci tu nu optezi pentru nimeni. Din păcate, astăzi nu pot. Ia să vedem, doamna Cristina. Astrologic, da? Nu ești tu pregătit, într-adevăr, pentru relații. Nu am văzut așa pe mult timp pronosticul tău, m-am uitat momentan. Dar consultându-ți harta natală și toate relațiile astea instabile care le construiești și care încurmează să înveți, da?
să vii la relațiile astea stabile pe care și le dorești un taur, îți trebuie timp, într-adevăr îți trebuie timp. Primul candidat e bun băiat, mai ales în viitor, rac, va crea familie, da, familie. Aveți o compatibilitate interesantă, dar din start spun, vine un aspect, un Uranus la voi în harta natală, nu o să fiți împreună, chiar să ieșiți acum. Al doilea băiat, nu prea aveți tangențe, da, puteți să ieșiți, cum a zis el, la un restaurant, dar iarăși temperamentul domnișoarei care este încadrată în harta lui, tu nu te încadrezi acolo. Culic, bine, depinde ce aspect îi vei trezi. Dacă apelezi la capricornul lui, atunci vei avea un partener, un prieten serios. La acolo e foarte greu să ajungi. Tu... Da, eu adică pot să numai pe dânsul, pe Gicu nu e ca candidat, da? Gicu nu este candidat, dar el e, apropo, e taur. El este taur după zodii, tot e interesant. Uite, Lica are exact același Martin, pești pe care l-ai tu. For fun, să discutați, să glumiți despre năsucuri, să grăiți și nu numai să discutați despre forme, despre ce doriți. Dacă într-adevăr îți dorești să-ți alegi un prieten la pură discuție, atunci îl alegi pe Lica. Dar nici Lica deci nu este pregătit pentru o relație. Bine. Da. Deci tu optezi pentru? Ultimul candidat. Pentru Lica. Decizia ta aparține totalmente. Natalia, încă o dată mulțumim pentru că ești în cadrul acestei emisiuni și tu știi deja regula. Te invităm în camera de așteptare să-ți faci alegerea potrivită. Da. Succese mari! Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată vă îndemnăm neapărat să faceți alegerea potrivită și să ascultați cu inima. Din păcate, frumoasa noastră Natalia nu a ales pe nimeni. Vouă însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrii și să completați ancheta. Eu sunt aceeași, Lenuța Gheorghiță. Eu sunt cea care vă propune să faceți comod și să rămâneți doar pe Orizont TV. Între timp, o seară frumoasă alături de cei dragi. La revedere!